Cazurile de COVID din Spitalul de Copii Sfânta Maria Iași sunt în scădere. În cursul zilei de ieri erau internați 5 minori, din care unul în secția de anestezie și terapie intensivă. Cea mai aglomerată perioadă a fost la jumătatea lunii octombrie, în vârful valului 4, când erau internați peste 30 de copii. Zona roșie COVID a unității medicale a fost extinsă pentru a putea face față solicitărilor. Au fost predominante cazurile pozitive la vârste extreme, sugari și adolescenți. Pacienții de peste 12 ani au prezentat simptome asemănătoare a adulților, cum ar fi probleme respiratorii, dependenți de oxigen, astenie cefalee, la cei mici s-a observat că au dezvoltat o patologie digestivă, complicații ale bolii au apărut în zilele 7-9 de la infecție, existând cazuri de copii care au avut o evoluție bună sub tratamentul antiviral, dar în a noua zi au dezvoltat complicații infecțioase sau din punct de vedere al răspunsului inflamator sistemic.